legat de Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii, 10.000, sub programul 10.000 de kilometri de drumuri județene și de interes local, vă pun la dispoziție un material, derularea programului, modul în care s-a făcut selecția proiectelor și demontarea acuzațiilor care se aduc la acest program. Pornind de la motivație, nu aveam de ales decât fie să începem acum lucrările și să facem plata în viitor, într-un viitor mai bun din punct de vedere financiar, fie să amânăm aceste proiecte la nesfârșit sub pretextul crizei. Pornind ca motivație de la beneficiarul final. Oamenii care circulă zi de zi pe drumurile proaste, oamenii care au nevoie de alimentare cu apă, oamenii care au nevoie de canalizări. Programul se va derula, după cum știți, durata contractului de achiziție publică include durata prevăzută pentru proiectare și execuția lucrărilor, 3 ani, și perioada de rambursare a creditului, maxim 7 ani, dar nu mai târziu de anul 2020. Au fost scoase la licitație loturi de câte 2 județe învecinate. Valoarea lucrărilor este exprimată atât pe lot, cât și pentru fiecare județ în parte. În cazul nostru, Sălaj, Satu Mare, valoarea totală 523,8 miliarde, județul Satu Mare 282,3, județul Sălaj 241,4. Mai exact, județul Sălaj aproximativ 60 de milioane de euro. Criteriile de selecție sunt prevăzute în legislație. Au prioritate obiectivele depuse pe programele derulate din fonduri europene. V-am dat exemplu județului Sălaj cu cele 2 drumuri județene, reabilitare DJ191D, Nușfalău, Valcău, Sâc, Tusa, limite cu județul Cluj, 31,33 km cu o valoare de SF de aproximativ 27 de milioane de euro. Și reabilitare 191, DJ191C, Nușfalău, Crasna, Zalău, Creaca. Aceste 2 obiective au fost deja evaluate pe programul operațional regional. De asemenea, sursa proiectelor a fost și unitățile administrativ-teritoriale care au depus solicitare de finanțare pe măsura 3.2.2 și care, din lipsă de fonduri, nu au fost finanțate. În ce privește costurile, unde am văzut tot felul de acuzații că într-un județ un drum costă, un kilometru de drum județean e 1 milion de euro și în alt județ 3 milioane de euro, este fals. Costurile sunt cele stabilite în standardele de cost, sunt pentru fiecare tip de lucrare. Lucrările nu se rezumă doar la asfaltare, sunt lucrări de reabilitare, poduri, podețe, sunt standarde de cost pe drumuri județene, de reabilitare drumuri județene, de reabilitare drumuri de interes local. Ce înseamnă creditul furnizor și plățile către constructor? De asemenea, am vrut să le explic foarte clar că nu am inventat noi roata, noi venim doar acum și aplicăm o strategie care era și până în acest moment, dar care nu a fost, dar pe care n-au avut curajul să o aplice cei care au guvernat înaintea noastră. Sigur, ei atunci aveau bani, nu era criză și au permis ca peste 3 miliarde de euro din rezultați din vânzarea BCR să-i distribuie la final de 2008 către primăriile PSD, PNL și sigur, dacă nu venea
dacă nu veneam cu reglementările din 2009 pe codul fiscal, puteau trăi două mandate cu cele 10-20 de miliarde care le aveam în cont la capitolul cheltuieli curente și de capital unele administrații. Așa că programul este unul extrem, extrem de îndrăzneț. S-a discutat foarte mult de suplimentări. După cum ați văzut în discuția cu primarul sau președintele la Târgu Mureș, cu primarul Târgu Mureșul Florea, s-a discutat foarte mult de suplimentări pe acest program. Vreau să precizez faptul că din cele patru axe, axa 1, drumuri județene și de interes local, axa 2, alimentări cu apă, axa 3, canalizare, axa 4, cămine culturale, after school, 3 sunt evaluate, 3 axe sunt trecute prin CTE, a patra este în discuție, având în vedere faptul că prin CNI se derulează în acest an, se va derula în acest an, un program de construcție, reabilitare, cămine culturale. Și atunci, guvernul intenționează ca banii alocați în, la începutul demarării acestui proiect să fie redistribuiți pe primele trei axe, în special pe axa 1, drumuri. De asemenea, aceasta este o alocare și o, un lot, un prim lot scos la licitație pe SEAP. L-ați văzut, v-am pus la dispoziție, îl puteți avea și voi, l-am listat de pe SEAP, nu l-am inventat eu, l-am scos, l-aveți pe SEAP, lista, aveți pe SEAP lista obiectivelor scoase la licitație până în acest moment pe primul lot, pe cele două județe, Sălaj și Satu Mare. Categoric, necesarul este mult mai mare la nivelul fiecărui județ. Cunoscând starea drumurilor din Sălaj, cu atât mai mult la nivelul județului Sălaj. Dar, încă o dată spun, trebuie să vedem partea plină a paharului, să vedem că prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii, guvernul investește 27 de milioane de euro într-un drum județean, care nu aparține nici președintelui Consiliului Județean, nici deputatului din colegiul respectiv sau deputaților, că vreo doi, ci aparține locuitorilor din acea zonă și din tot județul. Iar primarul din Meseșeni poate fi în UDMR, poate, dar nici de cum. Nu. Nu. Deci întrebarea nu cred că ați adresat-o la partidul care trebuie. Ziceați aici că am considerat prioritare și drumurile de interes județean și de interes local care deservesc obiective de interes turistic. Domnul Botez, care obiectivul turistic reprezentativ pentru județul Sălaj? Nu. Unde? Buzlău. Care e... În momentul... Sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Dacă vreți, luăm fiecare... Cum? Luăm fiecare din cele 21 de obiective și vă spun, am chiar pregătit acest material, vă spun ce obiectiv turistic există acolo unde duce acest drum. Am văzut. Am văzut, dar știți ce drum e ăla? Ce drum? Cum e clasificat? Nu. Vă spun eu, național. Nu e ăla. Nu ăla. Care duce de la Mirșit, ăla e unul teu, da. Pădure, e vorba de altceva. Bun. Am crezut că vă referiți la drumul național. Da. E comună. Deci drumul care merge de la Cras, de la Nușfalău, Crasna, Zalău, Creaca, deservește și zona Porolisum, care, la care faceți referire. Dar uitați, de la intersecția, prin localitate, până sus la Crasna. Nu am fost recent acolo, dar bănuiesc că nu e într-o stare foarte bună.
Nu, că de, cel mai important obiectiv turistic pentru Sălaj este cetatea Corolisum, categoric, asta vrea să spună. Și parțial problema este rezolvată prin finanțarea drumului Zalău-Creaca.